Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și azi despre un nou concurent ce va intra în Casa Iubirii. Chiar în vlogul de aseară mă întrebam dacă vor mai intra concurenți, pentru că fără intrarea altor concurenți ar însemna că sezonul se apropie de final. Doar că surpriză, ultima informație este că vom avea un concurent nou, pe nume Moise, care are 19 ani și vine din Brașov. Probabil că el urmează să intre abia peste o săptămână și un pic, adică după eliminarea lui Claudiu, eliminarea ce va avea loc în gala din 13 august nu înțeleg aducerea concurenților care abia au împlinit majoratul, pot fi ei cât de maturi în gândire, totuși cred că sunt prea cruzi pentru asemenea emisiuni unde trebuie să ai totuși un psihic puternic ca să rezici mult timp. Bine, asta dacă nu ești Cristina și moderatoarea îi avertizează pe concurenți să se poarte cu mânuși față de ea. Dar chiar și așa, Cristina este cea mai bună dovadă. Deși ea nu este atacată în mod direct, avem concurenți care le reproșează altora că este un copil. Păi dacă este un copil, atunci să nu mai vină la asemenea emisiuni. Odată cu această intrare, consider că acest sezon va mai dura cel puțin până spre sfârșitul lunii septembrie. Sezonul trecut a durat, dacă nu mă înșel, 9 luni, iar din acest sezon încă nu s-au împlinit 7 luni. Deci, logic, ar fi să mai dureze ceva timp. Și în alte condiții nici nu m-aș fi gândit că se poate termina așa de repede sezonul. Doar că acele preselecții făcute prin toată țara, m-au indus în eroare pentru că nu înțeleg de ce ai căuta concurenți când abia. Bași câte un concurent din când în când în casă. De altfel, cât că acest sezon va bate recordul de sezonul cu cei mai puțini concurenți trecuți prin casă, indiferent dacă a fost vorba de casa iubirii sau puterea dragostei. Dacă mai punem și la socoteală că emisiunea are în acest moment audiențe bune, asta deși mulți spun că va pierde dintr-un motiv sau altul, așa că în acest moment pare că stafful nu are niciun motiv să încheie un sezon care aduce profit pe toate planurile. Cam atât momentan, până data viitoare, vă doresc un weekend minunat alături de cei dragi.